Da. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi alături de noi și ați răspuns invitației noastre de deschidere. Pe scurt, CIO Council, și am să încerc să fiu gazda dumneavoastră de astăzi. Avem alături membrii CIO Council și partenerii noștri de la CIO Council, de la Dell Technologies. Deschidem, de fapt, o suită de evenimente în cadrul CIO Council, iar astăzi tema pe care dorim să o abordăm alături de colegii noștri și de partenerii de la Dell Technologies este legată de transformarea digitală, este legată de tehnologiile emergente, despre cum putem să folosim aceste tehnologii emergente în day-to-day business. Încercăm să fie o discuție foarte aplicată, pentru că nu e așa de teorie, suntem destul de bine informați și cunoscători. Vrem să știm, într-adevăr, cum putem să îmbunătățim afacerile, cum putem să susținem business-ul și care poate să fie, până la urmă, contribuția noastră ca și CIOs, ca și profesioniști în IT, la adoptarea, să spunem, acestor tehnologii emergente. Poate nici nu este nevoie să o facem, dar dacă știu, putem să îmbunătățim business-ul și ele ne pot ajuta, atunci ar trebui să știm și cum să o facem. Am alături de mine o suită întreagă de profesioniști extraordinari, pe lângă CIO Council, membrii care sunt invitați. Astăzi vor fi alături de noi domnul Valentin Stănescu, Country General Manager pentru Dell Technologies, domnul Graham Porter, EMEA and APG Lead for IoT, Safety and Security and Computer Vision from Dell Technologies Rest of the World. O titulatură foarte bogată, trebuie să recunoaștem, și colegii noștri din CIO Council, trei CIO de anvergură, veterani ai asociației, domnul Mircea Modran, CIO în cadrul Electrica, domnul Laurențiu Bogdan, IS Director în cadrul Servie Pharma, și domnul Dragoș Tănescu, o achiziție mai recentă, de câțiva ani, ITNC Director în cadrul Syngenta. Trăim, să spunem așa, o perioadă destul de interesantă pentru toată lumea. Nu am să detaliez foarte mult. Această criză sanitară ne pune pe toți într-o situație destul de inedită, cu challenge-uri profesionale și cu alegeri pe care trebuie să le facem. Toată lumea știe, am discutat foarte mult despre acest aspect. Directorii de IT și profesioniștii IT în general au fost în prima linie în momentul în care criza sanitară a luat amploare. Încă nu știu nici măcar dacă s-a terminat sau care este orizontul, dar cu toții acceptăm și am înțeles că departamentele IT au fost extrem de încercate, au trebuit să aducă soluții peste noapte. Am reușit să înțelegem că, știu, foarte multe bariere care până, nu știu,
în ceva vreme ni se păreau destul de ridicate, apropo de, știu, la distanță, apropo de de noul stil de lucru, dacă vreți, de la distanță, home office. Dar iată că, până la urmă, așa cum circulă acea frumoasă glumă pe internet, cel mai puternic trigger sau agent de transformare digitală s-a dovedit a fi nu neapărat CEO sau CEO, ci acest COVID. Nu vom insista foarte mult pe ce s-a întâmplat. Vrem să știm care este viitorul, vrem să știm cum putem să abordăm cu adevărat tehnologiile emergente. Mai devreme sau mai târziu, e clar că această criză sanitară se va termina. Sperăm noi cât mai curând. Cu sau fără ea, indiferent cât va dura acest fenomen, lumea merge înainte, societatea merge înainte, iar noi avem obligația, dacă vreți, în calitatea noastră de director IT, de oameni care vedem tehnologie, mâncăm tehnologie pe pâine, dacă vreți, să vedem cum putem să schimbăm cu adevărat societatea și companiile noastre. Nu o să mai lungesc, am să-l invit pe domnul Valentin Stănescu, Country General Manager în cadrul Dell Technologies, să ne introducă în spectrul Digital Transformation sau Emerging Technologies și rolul CIO-ului, așa cum este văzută din perspectiva Dell. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, Hugo! Salut și bună ziua tuturor! Mă bucur că suntem astăzi alături de CIO Council, mă bucur că și sper că vom contribui cu niște idei bune ca de fiecare dată când am realizat evenimente în colaborare. Hugo, dacă m-ai rugat ca punctele pe care le vom aduce astăzi să fie concrete, practice, m-am gândit să vă prezint un studiu foarte recent, lansat în iunie, realizat de către Dell Technologies împreună cu IDC, evident cu motivul de a ridica spre discuție câteva puncte pe care le vom valida împreună, le vom contesta împreună, le vom poate adapta la realitatea noastră. Veți primi întregul studiu, toți participanții la acest eveniment din partea noastră. Eu doar o să încerc să trec rapid și să menționez câteva din ideile principale, din nou ca bază pentru discuțiile de astăzi. M-aș bucura ca una sau mai multe, sau poate toată ideea în general să fie supusă discuției. În acest studiu realizat, ziceam, împreună cu IDC, ne-am propus să înțelegem modul în care liderii IT, și aici mă refer la factorii de decizie, CIO sau cum s-or numi în diversele organizații, colaborează cu liderii celorlalte departamente, pentru a identifica împreună ceea ce numim și vom detalia use case-uri de inovație digitală. Use case-uri care pot aduce valoare strategică pentru business și cum pot fi introduse și utilizate tehnologiile emergente. Iarăși un subiect pe care astăzi îl vom dezvolta un pic, în special când colegul Graham va detalia în această zonă, pentru susținerea și accelerarea acelor use case-uri de care amintim. Cred că nu intră în discuție faptul că transformarea digitală a accelerat ca prioritate la nivelul de top al companiilor, probabil în toate industriile, iar deja departamentele de business non-IT își optimizează, își regândesc procesele folosind tool-uri digitale. De aceea considerăm că CIO-ul ar trebui să folosească cât mai des în interacțiuni cu ceilalți colegi de decizie, un limbaj de tip use case, pentru a influența sau accelera adopția tehnologiilor emergente. Când vorbim de tehnologie emergente, vorbim de artificial intelligence, machine learning, edge computing, 5G, blockchain, containers, everything as a service, multi-cloud. Și pentru a-și asuma astfel, și sper că vedeți prezentarea mea, titulatura sau rolul de orchestrator al eforturilor de transformare digitală la nivel întregii organizații. Am gândit acest studiu din perspectiva lui practică, da? Apropo de ce ziceai, așadar el poate fi folosit și ca un blueprint, dacă vreți, pentru a converge, pentru a evolua poziția CIO-ului
în aceea de orchestrator digital al companiei. Și au fost în acest studiu, anticipez un pic și vom intra un pic în detalii, identificate câteva, trei axe, categorii de acțiuni care pot determina succesul în acest demers. Prima axă, adaptarea, ajustarea modului de comunicare, a limbajului și structurarea proactivă a discuțiilor interne, în ceea ce numim use case-uri. A doua categorie de acțiuni, definirea, adoptarea unei viziuni concrete, ferme, în ceea ce privește includerea și folosirea acestor tehnologii emergente pentru atingerea obiectivelor companiei. Și a treia axă, a treia categorie concretă de acțiuni, stabilirea unui program de dezvoltare a angajaților din punct de vedere competențe și skillset-uri pentru a ajuta la convertirea graduală a filozofiei de tip, dacă vrem, IT stack, în cea de platformă digitală. Acest material include rezultatele a 50 de interviuri detaliate ale unor CIO de organizații globale, împărțite aproximativ egal între Statele Unite, Europa și Asia. Interviuri realizate în a doua jumătate a lunii aprilie, deci la mai bine de o lună de la declanșarea globală a crizei, și care au fost ulterior actualizate cu alte studii IDC și Dell până la lansarea publică, care a fost acum în iunie. Inițiative digitale găsim în toate companiile, spuneam, din toate industriile, mai ales în contextul actual, însă întrebarea este cât sunt ele de aliniate, atât între ele ca eforturi, dar mai ales raportate și prioritizate conform obiectivelor strategice ale companiei. Rezultatele surveiului ne arată cât de active sunt diferitele departamente interne în adopția tehnologiilor emergente și pot spune din perspectiva companiei la care lucrez că reflectă destul de bine realitatea, dacă mă uit la aceste rezultate, dar este o posibilă invitație la discuție aici pentru Iugo mai târziu în panel. Este clar că liderii departamentelor înțeleg deja beneficiile tehnologiilor actuale. Întrebarea este cine ar fi în măsură să orchestreze în mod eficient toate aceste eforturi, da? Care sunt, par a fi disparate în acest moment. Mergând mai departe, rolul de... Nu știu, poate ceilalți, eu nu văd, Valentin, scuze-mă, adică văd numai primul slide. Sunt singurul care vede atât? Eu am mutat la următorul slide, sunt deja la al treilea slide. Ceilalți? Se vede? Să confirm? Eu da, numai... se vede. Mircea mai mută din butoane. Se vede, e ok. Vali, dă-i drumul. Ok, mulțumesc. Mai într-o dată atunci. Da. Îmi cer scuze, Mircea, dar oricum, după cum spuneam, acum doar arunc niște idei. Slide-urile nu sunt foarte importante sau relevante cât va fi ziceam, studiul pe care îl vei... Poate că e o problemă, da. Ok. Bun, continuând, rolul de technology, da, Chief Technology Officer, este deja bine cunoscut. Recent însă au apărut alte roluri. Chief Data, Chief Digital, Head of Innovation. Interesant este că IDC consideră că aceste roluri vor fi consolidate. Și predicția este că în 3 ani de acum, până în 2022, în 30% din organizații vom găsi un nou rol sau un rol care să combine aceste atribute, iar CIO-ul este cel mai bine poziționat, este cel mai în măsură să preia un astfel de rol de orchestrator, un astfel de rol de consolidare. Se observă trei categorii în care se pot regăsi liderii IT astăzi, în funcție de, să zicem, de modul de operare, evident influențat și de obiectivele imediate ale companiei pentru care lucrează, dar mai ales de deschiderea către oportunitățile pe care le aduc noile tehnologii și, de ce nu, de dorința de a deveni acest orchestrator al efortului de transformare digitală. Spuneam la început că modul cel mai eficient de interacțiune cu celelalte departamente este prin intermediul așa numitelor use case-uri, respectiv cele cu focus pe KPI-uri de business și nu prin discuția despre tehnologiile folosite. Acum, deși pare o abordare normală și nu pare nimic nefiresc în ceea ce spunem, surprinzător totuși este că doar 50% conform acestui studiu dintre CIO folosesc un astfel de mod de lucru pentru a obține buy-in-ul decidenților. Avem aici câteva exemple de use case-uri și dinamica pe verticală avem multianual,
compound annual growth rate, iar pe orizontal anul curent față de anul trecut. Unele se detașează clar, ar fi acest customer sau citizen 360 degree management. Și vedem deja acest lucru în practică în multe situații. Însă, evident, nu toate use case-urile au aceeași importanță, același impact, același efort, același cost, etc. Ideal este să se construiască un plan pe orizonturi de timp, scurt, mediu, lung, dacă e să ne raportăm la cum sunt ele prezentate aici, și să fie organizate și prezentate plecând de la rezultatele de business așteptate. Da? Acum, ar fi un moment bun de mapare a tehnologiilor emergente care pot susține acest plan. Cele care sunt mature, evident, în orizontul de timp apropiat, cele în care avem mai multă încredere, cele care sunt în curs de maturizare, sunt încă nu și-au dovedit, să zicem, suficient maturitatea pe orizontul mai lung de timp. Acum, cel de-al doilea element cheie, ziceam că îl reprezintă, definirea unei viziuni în ceea ce privește aceste tehnologii emergente. Regăsim aici, la fel, o serie de astfel de tehnologii, gradul lor de maturitate și impactul pe diferite arii de analiză, pe business, personal, dacă vrem, sau ca societate în ansamblu. Sunt convins că ați mai văzut astfel de prezentări grafice ale acestor tehnologii. Acestea, însă, dacă ne uităm în partea de jos a slide-ului, ele pot fi organizate în două mari categorii, în core enablers, dacă vrem să le zicem așa, cele care ne ajută să obținem cât mai eficient, mai rapid date de intrare sau să avem prime interacțiuni, da? Pentru a fi apoi procesate. Și aici avem artificial intelligence, edge-ul, IoT, și o altă categorie fiind acceleratorii, respectiv cele care, în combinație cu core enablers, pot accelera scenarii specifice de tip virtual reality, augmented reality, 5G și așa mai, și așa mai departe. Continuăm cu pe ideea de dezvoltare a unei viziuni. Fiecare dintre aceste tehnologii, evident, trebuie analizate în detaliu, iar colegul, ziceam, Graham, va elabora în prezentarea lui, doar ca exemple propunem aici Artificial Intelligence și Edge Computing. Știm deja că Artificial Intelligence are cea mai rapidă adopție, nu doar dacă vorbim de Europa, cea care este prezentată ca exemplu în acest slide, și aveți aici organizate după aceeași logică a dinamicii multianuale, mă rog, aici au inversat cei de la IDC axele, dar ați prins ideea, cele mai importante use case-uri. Acum, beneficiile Artificial Intelligence, cele mai în vogă, sunt evidente: asistența virtuală, automatizarea operațiunilor, automatizarea experienței sau îmbunătățirea experienței clienților. În ceea ce privește edge computing, aplicabilitatea largă în multe industrii. De asemenea, câteva exemple aici cu principalele beneficii fiind colectarea datelor cât mai aproape de sursă, latență mică, optimizarea încărcării rețelei, remote management. Așadar, ce presupune definirea acestei viziuni, da, de tehnologie emergentă din partea CIO-ului? În primul rând, selectarea tehnologiilor potrivite, conform planului, ziceam, pe orizonturi de timp și a use case-urilor care au fost agreate cu factorii de decizie. Conectarea, integrarea, legarea, maparea acestora în infrastructura tradițională și apoi asigurarea, foarte importantă, a scalabilității acestora la nivelul întregii companii. Trebuie să ne asigurăm că dacă rezolvăm o problemă cu o tehnologie, acea tehnologie va fi, evident, în măsură să fie scalabilă și să fie sustenabilă la nivelul întregii companii. Iarăși avem aici și rezultatele surveiului și ce tehnologii sunt folosite sau în testare în diverse companii. Evident, trebuie ținut cont și de aspecte importante, precum, nu știu, mediul de business curent în industria din care
faceți parte sau nivelul de maturitate al companiei. Astea sunt lucruri mai degrabă, să zicem, subiective sau care nu fac obiectul acestui studiu. Și cea de-a treia componentă importantă a rolului acestui CIO extraordinar pe care îl definim aici, o reprezintă programul de dezvoltare a skillurilor necesare în echipa proprie. Acum, pornind de la asigurarea unui mindset progresist, da, de tip fail fast, then succeed, continuând cu skillurile hard, necesare pentru noile tehnologii, ajungând la nevoia de a avea un IT stack modern, agil, software defined, pentru a răspunde nevoilor permanente de adaptare. Și după cum vedeți aici în acest grafic, rezistența la schimbare este cam cel mai important obstacol, dar nici, evident, celelalte nu sunt de neglijat. Mă grăbesc, fac un mic popas în zona de infrastructură, înainte de concluzii, pentru a asigura scalabilitatea de care pomeneam mai devreme, este nevoie practic de o platformă digitală. Da? Aceasta reprezentând coloana vertebrală a întregului sistem. Veți avea în acest studiu și pe acest slide aveți atributele unei astfel de infrastructuri moderne. Nu insist acum, însă vă pot spune că putem discuta pe larg despre această zonă unde ne pricepem foarte, foarte bine și avem specialiști de tot. Așadar, ca o, să zicem, primă concluzie practică, avem aici o propunere de framework sub forma unor acțiuni concrete, unor pași, care prezintă structurat, pas cu pas, eforturile de, dacă vrem, change management la mai multe nivele, fără de care însă nu se poate. Și într-o traducere aproximativă, am încercat eu aici să spun că succesul pe termen lung va depinde de adoptarea în cadrul organizației IT a unei culturi business-oriented și de adoptarea și încrederea în noile tehnologii. În încheiere, ultimul slide, din nou, îl veți avea și vă puteți inspira dacă aveți nevoie din propunerea pe care am făcut-o împreună cu IDC aici, ca organizarea a pașilor următori. Aș vrea să spun și eu că nu cred că vreodată rolul nostru ca specialiști IT a fost mai important, da? în această societate. Și depinde numai de noi cum vom reuși să capitalizăm pe această oportunitate în companiile noastre și, da, pe latură personală, dar și în societate în general. Mulțumesc frumos, sper că nu a fost prea rapid. Din nou, studiul vă va fi transmis, vă aparține și vă stăm la dispoziție pentru orice detaliere legată de aspecte din acest studiu. Mulțumesc frumos și înapoi la tine, Hugo. Am mulțumesc foarte mult, Valentin, foarte multe idei interesante. Când ai spus despre rezistența la schimbare, mi-au adus aminte că vorbeam 20 ani. Nu s-a schimbat nimic în această arie. Sigur, nu doar în cadrul departamentelor IT. Ai spus la un moment dat o chestiune foarte interesantă. Rețin în primul rând aceste use case-uri cu care trebuie să mergem către business pentru a face acel buy-in până la urmă. Și sper să găsim suficient de multe informații în material. Este într-adevăr, aici mi-ar prinde bine, de exemplu, niște sugestii despre ce tip de sau cum să construiesc acele use case-uri ca să pot să am mai multă credibilitate, dacă vrei, în zona de board sau în zona de management. Dar mi-a spus la un moment dat, și asta mi-a dat foarte mult curaj, că CIO ar putea să fie cel mai bine poziționat pentru rolul de orchestrator. De ce poate să fie CIO în această poziție privilegiată, după părerea ta? Păi noi considerăm că CIO are cele mai multe argumente, are cele mai multe informații, are, să zicem, cea mai multă cădere în companie, da? Vine din zona care a reprezentat progresul în companie atât de mult timp. Evident, spuneam, au apărut câteva roluri care își propun niște obiective mai degrabă dezaliniate, mai point solutions, dacă vrei, prin titulatura și prin rolul pe care îl au, dar nu vedem dintre toți ceilalți pe care i-am putea pune, să zicem, pe o listă, dacă ar fi să
competiționați cu alții. Și nu mă refer la rolurile acestea noi neapărat, cele care au fost introduse recent în organizații, cât la liderii celorlalte departamente. Da? Nu este unul care să înțeleagă mai bine și care să facă acest shift, da? Dintre ce poate aduce tehnologia. Este mai ușor, credem noi, pentru IT să înțeleagă business-ul și să vorbească business, decât pentru business să înțeleagă tehnologiile emergente și să le înțeleagă aplicabilitatea. Evident, la nivel high level e nevoie să vorbească tehnologie, dar evident rolul acesta îi se potrivește, credem noi, mănușă CIO-ului, dacă și îl dorește, evident. Da, deja mă simt mult mai bine și privesc cu speranță viitorul și eu și probabil și colegii mei. Mulțumesc foarte mult, Valentin. O să mergem la următorul nostru invitat. So we move forward to our colleague from Dell, Mr. Graham Porter, who will introduce us to, emerging technologies and how Dell is seeing what's the vision of Dell for emerging technologies. Graham, you have the floor. Thank you. Okay, thank you. I should say, salut Bucuresti, si felicitare din Londra. But in any language, what I'm talking about today is creating value in a digital world. And certainly in speaking to a team of CIO and CIO associate people, I'm actually talking to brothers in arms who actually are working the technology that we are delivering in order to meet a digital future. What we're looking at particularly is the ability of the people we serve as technology guides to be able to make the very best use of emerging technologies as we see it coming, as we are living with it today. And sometimes our job is to live with the previous decisions of the previous CIO that instituted the estate we inherit. But the intention is to allow people, technology, and the functioning world to take this technology off the PowerPoint, out of the laboratory, and actually put that technology to work. CIOs, it's a difficult job. The most stunning compliment I ever heard made to a CIO that he really knows and understands the business he's working in. And he works to translate and guide the people who are not themselves technology experts, but they need technology expertise to deliver value in their companies. And that really is a job that we applaud and support, and we are looking to help that as much as we can. And when we do that, we say, well, okay, we're in a situation which is powered by data, but it's data that's changing all of the time. And the example of it is very straightforward. When you've seen a CIO's job done badly, you always appreciate it when it's done well. So you say, well, okay, would you, for instance, use 3-year-old, 5-year-old tools to solve tomorrow's problems? And you wouldn't. You would not do that. So to keep your organization on a trajectory where the technology is of service and not a threat, where your competitor's technology isn't intimidating your people, that is when you know you are succeeding. And the data's always been there. But it's never been worked so hard. It's never been worked so hard, and it's never really been capable of providing such value. And our intention is to look at this emerging technology idea and to look at this and develop and to say, well, okay, where are we on the adoption cycle? What is the next big thing? What is going to happen to our people? And really to look at technology not as a fashion item, but as a working tool. And when you look at the things that we're looking at every day, the Internet of Things, the artificial intelligence, the emergence of 5G, and the ability to really take technology as a strategy
for developing business outcomes, then at that point, the CIO's role becomes absolutely obvious. Where you are in the adoption cycle means that this technology, and when you talk to an older CIO and you say to him, so how long have you been in the business? Very often he'll say, I've been in the business 10 years, 12 years, 5 years, it doesn't matter. Really, the intelligent CIO looks at emerging technologies and will say, I've been in the business 2 years, because I know that in 2 years, this business will change again. And 2 years ago, we wouldn't see what we were doing today. And if you look at blockchain, you wouldn't have had a conversation about blockchain 2 years ago. You wouldn't necessarily have had a conversation about 5G 3 years ago. It would have been science fiction at that point. So the idea is to not look at it as a fashion item, look upon it as an emerging tool, and then to say, well, okay, so where is this emerging technology going? Where is it going in our digital future? And what do our people think about it? And so we did some work. We did some work talking to IT managers, CIOs, people who live and breathe the technology, to implement for business leaders and executives the things that make them deliver value. And 82% of them said that, you know, the emerging technologies are the things that are making the difference. The emerging technologies are the things that are delivering the today value. They're not just keeping their business running, they're keeping their business running in the right direction. And 77% of those leaders thought that, you know, we will not achieve our business goals unless we are taking emerging technologies, because our competitors' technology is better than ours. And it's an amazing thing. We did some work with a major recruitment company in London, and we said, okay, why do people leave good technology companies? Why do people leave bad technology companies? Why do they leave? And the competitive edge, increasingly, was the ability for the employee to achieve his goals using the technology he's given to work with. And that means that the CIO is not only a technology engine and guide for his company, he's actually an engine to maintain the good staff that's going to take the company forward. When you're a CIO and you're helping to do the succession planning for the future of your corporation, you're really actually developing the technology users of tomorrow. So your job is absolutely fundamental to the success of your company. And what we then did was we looked at, well, which technologies? Specifically, which technologies? You know, like I said, there are the fashion item conversations in the bar. Oh, we did this with cloud, this with edge. And you know the words, you hear people using them. And as a CIO, you will be aware that quite a few of the people who use your vocabulary don't have your understanding. You will know that. So the main ideas, when we looked at what was really making an effect in commercial and corporate development, were cybersecurity. Cybersecurity was an existential threat if it wasn't in place, and it was everything from WannaCry virus all the way through to Trojan virus. We're talking about the ability of a company to continue business. Cybersecurity is a fundamental foundation stone of what you're doing. But Internet of Things. And again, people say, oh yes, Internet of Things. And when you ask a group of people what the Internet of Things is, you very often get entirely different explanations of what that means. Your job as the CIO is to not only provide that leadership and understanding, it's to actually implement and secure the environment in which the Internet of Things provides positive business outcomes to pay the bills of tomorrow. Artificial intelligence, multi-cloud, really the idea that you can
create a better business environment and a more useful functioning platform for your people is really something that, you know, the old computer manager, with respect, I'm older than most people on this call, so I'll tell you, when I started work, the IT department was a room with a computer manager in it. That was it. The whole world has gone your way. You are the direction of travel. So it's really important that we understand it, we implement it, and we explain the right narrative in the right way. So we look at, for instance, we look at where your company is, where are you on the adoption cycle, and are you prepared for digital transformation? And it's interesting what people tell us, because when we talk to CEOs and CTOs, we say, well, okay, tell us about your worries about IT. Tell us what's good about it as well, but tell us what is the pain in your life to do with IT. And they're concerned that their actual business will be obsolete in 3 to 5 years. Now, if you look at the new business models, the new normal that's come about, and you look at things like Uber, for instance, for running a taxi. You know, 10 years ago, if you'd have said, you know, you walk out onto the pavement, you hail a cab, or you make a phone call, that's how you get a taxi. No one could ever see that changing. But technology, disruptive technology, in the hands of a company that deliberately set out to be disruptive, has absolutely changed the way that taxis are dealt with, the way that ride sharing is managed, and the way that revenue flows through credit card companies, through banks, into shareholders' pockets. And it's interesting because, like I said, a CTO would have seen that. A regular taxi driver guy probably wouldn't. And 51% of those people were believing that they will struggle to meet customer demand or even understand customer demand in the next 5 years. And the most worrying part of the technology trinity is this: just 5%, 5% only, 1 in 20, of the companies currently working in this area can actually be classified as digital leaders. Now, that depends how optimistic and positive you want to be. You could say, well, that means the other 95% have a great opportunity to develop. You could do that. But I think that's worrying. I think really, I would be much happier if that 5% number was a lot higher. If you are in the 95%, then you are not alone. It means that you've got some work to do to get ahead of the curve, absolutely right. But it means that, you know, you might have missed a bus, but you haven't missed all the buses. And we need now to do that work. And the interesting thing is that investment in this area is actually accelerating, irrespective of the economic forecast, irrespective of what money you made last year and how you think it's going this year. The investment in this kind of emerging technology to drive business impact is increasing exponentially. And the numbers are mind-boggling. Estimated worldwide spend on this technology, according to Spiceworks, $1.2 trillion. That is an unspeakable amount of money. If you think about $3.36 billion forecasted worldwide spend this coming financial year on IoT alone, and if you think about it in terms of artificial intelligence, machine learning, the ability of a technology to anticipate and deliver business outcomes, $126 billion globally from McKinsey's latest report. And what that means is that money is going to be spent. We're seeing even countries with, if you like, inadequate gross domestic product, we're seeing those countries make investments, drive their businesses that way, and look to, if you like, sow so they can reap in terms of technology, which means that 85% of all managers reported that their corporation
is actually developing at least one emerging technology. Might not be all of them. Might just be they're rolling out 5G. They're putting in artificial intelligence. They're buying a machine learning capability. They're doing something in their organization to actually improve the day-to-day platform of what they're dealing with. And what that allows us to do, it allows us to deal with the pain points that customers talk to us on a daily basis. And here, we actually hear that. One of the insights I can share with you today is that because we get involved in the IT estate of very well-run companies, not so well-run companies, small ones, large ones, and across different vertical parts of the marketplace, we see good, bad, and indifferent models of how to approach this. We also see common factors, common, if you like, pain points. And the answer is that by creating strong foundations capable of supporting emerging technologies, the next generation in its race for speed, data mining capabilities, the ability to have operational control of devices using the Internet of Things, and accelerated analysis using artificial intelligence, AI, that we're seeing more and more. And in fact, that is becoming the business itself. Once upon a time, the computer's business was just to hold data until you needed it. Now, when you need it, you want that data to be analyzed. You want it to be sorted. You want it to be focused on business areas where you have expressed a preference and the machine itself works out how to present them to you. That's the kind of environment that we are increasingly going to work in. And as a CIO, you will find that your children coming behind you are picking up devices and using them intuitively. It's a native environment for the young. It needs to be, because you're in the leadership position and they are not there yet, it needs to be a native environment for you. And in fact, those pain points that are on this chart, and you can see them, need to be the guide points that you walk through the business with. And then you need to look at it and say, well, you know, who's going to benefit from all this? And it's extraordinary. When you speak to salespeople in a manufacturing environment, they will very often tell you that their IT guy doesn't understand the business. You will find that the IT guy will tell you the sales guys are selling the wrong thing. You get these disconnects across platforms from different parts of the company that have different values and different vocabularies, but the modern CIO must learn to speak the language of each of those categories of people, because they each have an equally valid, and I may say, fundamental contribution to make to building future companies. Like I said, even the cleverest CIO wouldn't have seen Uber changing the taxi hailing industry from top to bottom 5 years out. But we need to be in a position where 5 years out is now too long. 3 years out is tight. 2 years out is okay. You now need to accelerate and lift yourself and your company by making all your IT decisions and, if you like, the strategies of tomorrow, that digital transformation, know and understand how it affects customer experience, security and risk, IT, operations, and really understand how to reflect those benefits back to them so that they also feel ownership. No one else in your organization can do this. So it's not, you don't have the luxury of waiting for someone to come along and do this. You are the only person in the organization who understands the technology enough to be able to do it for them. It's an awesome responsibility. So the kind of raw material you're dealing with is data. More data coming from different areas, some from the internet, some from the mobile, some from people, some from advertising, some from television,
all coming to you, and your job is to create, manage, develop, and control the data lake that is becoming a torrent of data that's coming to your people, and to be honest with you, in many cases, overwhelming them. Your job is to manage that. It's an awesome job. There are tools to help you. The emerging technologies that you have are the tools you can use. You can move compute closer to the edge. You can store at scale. You can have unstructured storage. You can have single directory drives. You can have the ability to put heterogeneous data all in the same place, search it using a single analytic, and create efficiencies of time, efficiencies of hardware, and efficiencies of power. And efficiencies of power are not to be underestimated. When you think that 1 in 7 of all the electrical volts ever created are being used today to drive data centers and drive compute. It's a huge thing to be able to save that budget, to be able to run green IT, to be able to create a multi-cloud environment that's actually storing data rather than heating up your building. That's really where we're looking for. And that's also your responsibility as well. So this creates valuable insights. The businesses are looking for emerging technologies. They're looking for new methods, how to extract the most pertinent data, how to ensure the information in data lakes is sound. It's not redundant data. And it gets used many times because that's where data efficiency comes. I did a system where we put, and you may know this, you're in Bucharest, of course, fantastic city. You're in a situation where Bucharest has the most dense population in terms of head of population per square kilometer than almost anywhere in Europe. You have 7,730 people per square kilometer. Prague only has 4,000. Eindhoven only has 2,600. So you're 3 times the density of population in your city. That would mean to me that the ability to create a digital environment, to create a digital and safe city in Bucharest, and we are already working with them to do this, means that there will be more benefit per dollar, 3 times the benefit per dollar than anywhere in Eindhoven, double the benefit per dollar of anywhere in Prague. And if you think about it, that makes me feel great. It should make you feel great as well. Because the insights you get from this kind of technology and the tools you choose are actually something that you need to harness. Let's talk about that. Let's talk about how you leverage AR. How can I leverage 5G? What can I do with it? What does IoT mean to me? And why does it need to be at the edge? Well, IoT, let's just pick one of these. IoT is the glue. It's the glue that marries the old world that used to be functional electric switching. It marries the old world to the new. It actually allows equipment to work on less power, more speed, which was once thought to be lightning in a bottle. That couldn't possibly be true. But it's actually happening. Your staff, your engineers, recent developments in 5G allow these decisions to be made quicker. The AI allows the impact of IoT to be taken right to the edge of your network, which means you're not spending all of your money on switching infrastructure. You're actually making decisions closer to where the benefit is felt. That is an amazing position to be in. And most people, if you think about it, in executive positions in the companies where you work, they will have completed their education maybe 10 years ago. CIOs, in many cases, therefore, are the hunters and translators of the new solutions. And that's why we naturally speak to you first, last, and during all of our conversations with our customers. So let's start with this. And let's start at the edge, because the edge is, it's the emerging technology landscape. The edge once meant it's where you put a switch or something, and then you plug things in.
That was the edge. But now the edge has become very intelligent. It's not just a little box that does things, it's a little box that thinks and tells the people in the center why it's doing things. It's sending back valuable feedback and information, and it's fulfilling the narrative of meeting real-time market insights for data-driven businesses. It's providing technical data at the edge that's needed so it can be analyzed in the middle. And that is in itself an amazing thing. So words like, and I said to you, don't use technology like a fashion statement. So when you look at it and you think, okay, words like edge, words like cloud, they are strategies. It isn't a thing, it's a strategy. So to achieve success with this, first, the first step is to transform the interaction between people, machines, and digital services. To take stuff out to the edge and understand what its value is in the field. And the edge is growing. And if I tell you within the next 3 to 4 years, that you can see that, you can see 3 years. Mobile data traffic is expected to surge by 800%. So if you thought it was busy now, you could gear up because it's going to get overwhelming very soon. Of that data, that 800%, 45% will be stored and analyzed and acted on at the edge. Not sent back to the middle for a decision, it'll be acted on at the edge. Actionable intelligence at the edge has now become a reality because of AI, because of increased compute, because of the capability of the new PCs we're putting in to be able to carry that load. They got enough headroom in them to be able to do their normal jobs and do some thinking as well. And that is an amazing position. And when you think about IoT, we're talking about interconnecting digital centers and sensors and devices. We're talking about the ability to architect for flexibility at scale. We're talking about the ability to switch things from the operational technology world and make that work because of decisions made in IT. That in itself is a major decision. There's, if you like, a cultural change going on in technology where old factories, and when I mean old factories, I mean people that put in HVAC systems that were running on BACnet, LongWorks, Echelon, all these technologies that were really, if you like, the year 2000, the year 2010, you would never buy that technology today. You absolutely wouldn't. And in fact, when you look at it and you say, well, what do we need to do? How do we connect it? How do we get connectivity that can work at that kind of speed? Well, that's it. You need 5G, you need ultra low latency. Latency is kryptonite to technology. The decision makers, if faced with latency, will all throw their hands up in horror. It's not good, it's not welcome, and they want to try and engineer it out of the place. We're looking for broadband speeds of 20 gigabytes. We're looking for cameras that will produce 5 gigabit images. They need a gigabit switch behind them so they can look at a stadium and produce a safe environment so people can come and watch a football match. And if it's that important for football, how important is it for your factory? Well, I would say it's an existential problem. It really is. And then when you look at it and you say, well, that puts us in an interesting position because we need to get hold of this AI and we need to actually transform new and existing networks through analytics and machine learning. We're more than $5 billion of venture capital invested over the last 2 years. AI is really becoming an industry that's driving other industries forward. and in some cases, it's actually showing people that they've been approaching their problem solving the wrong way for generations. And that's been a total revelation to newcomers. Once upon a time, in traditional manufacturing, a newcomer
as part of their cost of entry into their work, had to learn and pick up the experience from previous generations. Now, that's becoming less and less important. And the reason is because the artificial intelligence is actually generating new methodologies, new tools, like I said, new tools for tomorrow's problems, and that's putting data to work and building on success to accelerate your advantage. And if you're doing that, then you're starting to really get hold of this. The other thing we're finding is that in a multi-cloud world, really the ability to select the approach you take for what data you keep hold of and what data you take as a service from others has become a really interesting conundrum. And it's part of problem solving. If you think about it, there are three pathways. There's the hybrid cloud path, where it's like a private cloud that you keep on your own premises. There's the native cloud path, where you lose the ability to go and touch the equipment completely. And there's the software as a service, where you buy what you want and you have an entirely consumption model. And what that does is it creates agility. I heard agility being talked of earlier by Valentin. Agility and efficiency and scalable platforms are what you need to run emerging technologies. And these three clouds and these three approaches are complementary equally because they're based on the same priorities and the same effective approaches that we've been discussing with the other two as well. And so moving on then, I need to accelerate a little bit, don't get behind on the clock here, my apologies for that, is that when we look at these things, we're looking at different approaches for different industries, and we're looking at similar solutions. And in Dell Technologies, when we're talking, we might be talking about an automotive manufacturer on a Monday, and we might be talking about someone running a plumbing company or a building company on Tuesday, and on a Wednesday, we're in a bakery. You know, it really, what's happening is we're seeing the same pain points. We're seeing the same kind of need profile developing for us. Because we're finding that even though each company has its own goals and its own strategy, we're finding that the commonality in the journey that they're making means that we can share those insights to the benefit of all of our customers, not just a few. And that makes us feel great, and I hope it makes you feel great as well. At Dell Technologies, our experience has been that regardless of the size or the industry, the emerging technologies are capable of molding themselves to suit an organization's need when implemented correctly, providing the foundations are done right, providing the approach is done correctly. And again, and I know I'm giving you a lot of homework here, that's your decision, that's your responsibility, but it's our job to support you in doing it, so we are brothers in arms carrying that forward. Every company with its own goals is going to have an understanding of where they stand on the technology adoption cycle and where they want to go, and we will route map that from one to the other and make sure that you as a CIO are talking sense to power. We'll make sure. So, what's the best practice? Well, the best practice really is that we've got to transform, you've got to invest, you've got to have buy-in from all different angles. These are the five lessons that we've learned. And if any of these is weak, then that's the only way you need to work most. You do need to invest in emerging technologies. Your buy-in, not in terms of money, but in terms of commitment to achieving the goal, is absolutely important. That needs to happen. Like I said, the guy from sales, the guy from deliveries, the guy who works the machine on the shop floor, and the CEO, all those people need to understand why you are doing and advising what you're doing and what the objective is. They need to understand your vision and your strategy, and then they can execute. And think data first. Don't think about making a new gearbox. Think about what data you need to make a new gearbox better,
faster, the less. That's business. That's a business outcome. Simplify it so that you don't have to actually educate everyone in your organization. Otherwise, you'll go back to being a school teacher and your job is to being a business transformation agent. And then build for results. Building for results has got to be the best part of this, and it comes last, so there it is. But remember, do this, get that done, build with end results in mind, and you will get beneficial outcomes. And remember, increase your business agility by developing a multi-cloud strategy. And let us help you share the journey. At that point, I'm back to my colleague in the hope that everyone's not gone asleep. Well, Graham, thank you. Thank you very much. It was a real pleasure and absolutely fantastic presentation. Honestly, you had me, you know, with these brothers in arms is so touching. And I think every CIO's was a little bit touched by but anyway, there are a lot of questions and numbers I pick it up from your presentation, and honestly I would keep some of them for our next colleagues, for the next panelists. However, because we are a little bit out of time, I've seen something, and I'm curious, from your presentation I've seen that IT managers and CIOs are considering cybersecurity as a 58% one of the concerns, and you know, 10% lower was IoT on a second position with 48%. Why do you think cybersecurity is now such a big concern for the CIOs and for the businesses? I think there are two reasons. Firstly, there's been, in the last financial year, there's been a very strong trend towards cybercrime against corporations, penetration and cybercrime. And I think that's driven people, because the threat causes the worry causes the focus. And the second thing, global events. Global events are currently more than they ever were in the front of people's minds. They're thinking, what if China, Iran, or someone does this? How does that, what sort of position are we in? How can we protect our world? What can we do? And so that's become an existential item. And really, I think those two things. That's what, because obviously when people tell us they've got a problem, we ask why. Why is it important to you? And that's what they say. Okay, and in 30-second answer, please, what would you recommend to a CIO to be successful and to provide, you know, business value? Just 30 seconds. A very quick, I would say partner with people who've done this before. Partner with people who've done, by all means, people who are learning their business to be encouraged, but your business is too important. Let us help you, walk you through this, and make the journey with you. Yep, thank you very much, Graham. Very, very, very lovely thought. So, you know, I keep in mind, you know, and I will put, you know, to my next panel, you know, modern CIO should be a polyglot and to learn and to speak, you know, sales and manufacturing. We should build native environment. We should simplify. We have a multi-cloud strategy. Absolutely brilliant. And, you know, IoT, it's a glue. it's 3.36 billion business in the next 2 years for IoT. That means a lot, and most likely would be facilitated by the adoption of the 5G. All right, Graham, thank you very much. I would, pandemic, I will end up soon, and we will organize our annual event. I will invite you to be my guest, because I really like likes your presentation. Thank you very much, Graham. Okay. Mulțumim foarte mult lui Graham. Și acum, pentru că în fine suntem și puțin în urmă, am să invit pe colegii mei din nou, Valentin Stănescu, Country General Manager Dell Technologies, Mircea Motran, CIO Electrica, Laurențiu Bogdan, IS Director Servie Pharma, Dragoș Stănescu, ITNC Director Syngenta. Am primit câteva întrebări pe chat. Vă invit să continuați sau să puneți întrebările dumneavoastră.
Am să încep așa un pic mai direct. S-a spus în prezentările colegilor noștri, future is digital și că suntem dependenți de date și de adoptarea noilor tehnologii, emerging technologies. Și 82% dintre CIOs au spus că emerging technologies sunt cruciale pentru a atinge obiectivele de, transformărilor digitale. Domnilor, ce părere aveți despre, până la urmă, despre adoptarea acestor emerging technologies și mă interesează să știu, să arătăm un pic proven case, use case-uri adevărate în industriile pe care le prezentați și, bineînțeles, poate chiar în companiile noastre. Deci, ce tehnologie emergentă, să spunem așa, ați aplicat, cum, unde și ce sfaturi ne puteți oferi în acest sens. Oricine poate să înceapă și discuția este foarte liberă. Dragoș, dar să treci pe unmut. Da, o să încep eu. Mulțumesc, Iugo. O să încerc să fiu foarte, foarte concis. Câteva gânduri despre IT-ul modern, câteva gânduri foarte scurte despre leadership și un case study la concret, ca să vedem ce putem face să schimbăm lumea în care trăim. Am învățat în ultimii 5 ani legat de IT. Într-adevăr, IT este parte din business, nu mai este nicio separare. De exemplu, la mine în firma a dispărut de mult conceptul de business partner IT. Nu există. IT-ul a redevenit IT, cum ar trebui să fie. O altă chestie foarte interesantă, ca să discutăm și despre ce spunea Graham, bring the tea back to IT. Trebuie să readucem tehnologia în companie și anume este un proces major care aproape e chiar la noi, cel puțin, de insursare a know-how-ului și a knowledge-ului. Deci nu vorbim de eliminarea outsourcing. Outsourcing-ul le spunem noi ce să facă, dar nu le mai spun ei ce să facă și cum să facă. Practic, trebuie să fie un lider și să-ți păstreze avantajul competitiv masterizând acest know-how și ținându-l în companie și având experții în interior, fără a elimina companiile care dezvoltă și colaborează cu tine. Desigur, data is the king, în sensul că de oriunde vine data, de unde, nu contează unde este ținută, ea trebuie să fie consumed seemingly, să zicem așa, across the company. Oricine din companie, de la om de vânzări până la director financiar, trebuie să fie capabil să consume datele fără nicio problemă, fără nicio interfațare și să o aibă at request at the best quality possible. Și foarte scurt, ultima, dacă este valoare asociată la ceva, vom găsi banii pentru. Vechea metodă de budget la noi nu mai există, există pool-uri de bani și ideile care sunt focusate pe value addition și pe competitive advantage și găsesc sponsorizare și sunt puse. Nu discutăm acum de infrastructură, vorbim de chestiile digitale, inovații, etc. Foarte scurt, leadership. What brought you here will not bring you there. Oamenii trebuie să reinventeze. Ce spunea Graham, 2 ani de zile sunt în business. Practic, toate studiile sau case-urile tale de succes de până acum, e posibil să te inducă în eroare sau să nu te ducă unde trebuie mai departe în contextul noilor tehnologii emergente. Trebuie să fii deschis, trebuie să inovezi, trebuie să te schimbi, inclusiv tu ca persoană. A doua, it's about how, not about what, la nivelul ăsta. Adică lumea se așteaptă să te livrezi perfect, dar contează cum vorbești, cum ții relațiile cu stakeholderile, cum le explici limbajul tehnologiei, cum îi faci să buy-in. Este foarte important. Asumând că deja ai livrat totul perfect. Și ultima, ca să trec la, să zic așa, cazul concret, este provoacă driftul. Gândindu-ne că avem o evoluție cu ușurișuri și coborâșuri, dar crescătoare, dacă lucrurile merg as is, cum facem să sărim din punctul acesta, să zic, A de aici, în punctul B, care se va întâmpla peste 3 ani acum? Găsește-ți în companie puncte de sprijin și încearcă să fii vocal și să lead the way. Ăsta este un leader în care tu, vorbind pe limbajul business-ului, provoci acest așa numit drift, practic decalajul de 3 ani, încerci să-l compactizezi în cât mai puțin și să arăți că poți conduce și să arăți că există un impact în business pe tema asta. Ca să parafrazez un pic sau să exemplific, de fapt, ce am vorbit, la noi fermierul este în centru atenției. Este o Syngenta, este o firmă de agribusiness, concentrată pe două chestii, semințe și SIPI, protecția plantelor. Vă dați seama, fermieri sunt foarte mulți. Sunt mii, zeci de mii, chiar sute de mii în anumite țări.
cum faci să vizitezi fermieri? Nu mai discutăm înainte de COVID, unde era deja o problemă, cum faci acum cu aceste restricții de circulație. Ori într-o companie, într-o țară, să zicem, tu poți avea o forță de vânzări de 50, 60, 70 de persoane, pe care nu o poți crește. FTI-urile, costurile nu sunt cea mai, să zic așa, prietenoasă alegere pentru deciziile financiare ale unei companii. Ba mai mult, printr-o rotație a personalului, nu reușești să-i trainuiești pe noi veniți asupra tuturor tehnologiilor companii. Și atunci, unul dintre lucrurile care țin de digitizare este așa numitul field force effectiveness. Cum reușești să eficientizezi, să automatizezi activitatea forței de vânzări, astfel încât fie să fie îmbunătățită prin tehnologie, fie să poată fi dusă în zona de remote. Una dintre interacțiunile cele mai importante cu fermierul este aceea de a recomanda un produs. În condițiile în care, să zicem, o companie ca Syngenta are sute de produse într-o piață specifică, cum poți să știi ce produs este cel mai bun at, să zicem așa, grower location? În acest loc specific, la 20 de metri de grower, la 40 de kilometri de un oraș mare. Ori aici încep să intre noile tehnologii. Noile tehnologii țin cont de date pe care noi le capturăm din așa numite trial-uri. Trial-urile sunt loturi experimentale în care noi implantăm diverse produse, hibrizi, și de-a lungul anilor colectăm toate aceste date. Toate aceste date odată colectate se duc în niște data lake-uri și începem să ne jucăm cu ele folosind KPI-uri concreți, cum ar fi potențialul de recoltare, nu știu, rezistența la boli, timpul la care se plantează, umiditatea specifică, etc. Ajungem în zona de data scientist. Acești data scientist trebuie să creeze acest algoritm astfel încât, pe baza tuturor datelor colectate și, bineînțeles, aici vorbim de consistență, continuitate, etc., să poată să sugereze un hibrid care se comportă din punct de vedere al potențialului de recoltare cel mai bine la locația specifică și la tipul de sol și la tipul de vreme a unui fermier aflat în punctul X. Lucru care ajută foarte mult atât echipa de vânzări, care înainte să plece să se ducă direct într-o vizită de genul ăsta, își face temele, dar și un fermier, ca să poată să poziționeze produsele Syngenta și să decidă întotdeauna când un hibrid este mai scump, dacă investește în această zonă. Dar, ceva și mai interesant, de exemplu, poți să protejezi un fermier printr-un pachet digital financiar, și anume, el este foarte interesat cât o să aibă yield-ul, recolta propriu-zisă, și cum se va proteja de fluctuații ale prețului la vremea ulterioară recoltării. În acest caz, tu dorești să știi cât este actual yield. Și aici avem o sumă de mașini, apropo de IoT, de Glue, pe care Graham spunea, care ele procesează datele de recoltare. Numai că, gândiți-vă că sunt diversi manufacturer. Și atunci trebuie să vii cu softuri, cu API-uri cu care te conectezi cu toate aceste mașini ca să poți să faci o calibrare, astfel încât datele de la diversi producători să fie consistente și să facă sens. Iar și așa, există o toleranță de 10-15% în care aceste date nu sunt foarte, să zic așa, accurate, dar îți asumi acest lucru. Și atunci ce faci? Vii cu alte tehnologii, gen NVDI și EVI, care sunt tehnologii satelitare, cu care tu observi în timp ce mașinile recoltează câmpurile și poți să faci niște estimări de yield pe care le corelezi cu cele din mașinile de la sol. Ori vii și prezinți aceste date fără să fie intruziv, fără să stresezi foarte mult fermierul, și pe baza acestei recolte te uiți în piață. Câte zile, de exemplu, prețul în ultimii 10 ani de zile, din nou ajungem la data și la procesare și la maturitate, a scăzut sub prețul actual al pieței, a scăzut sub prețul statistic din ultimii 10 ani de zile. Și pentru fiecare zi în care prețul este mai jos decât a fost în media pe 10 ani de zile, tu fie îi dai un rebate, fie îi cumperi înapoi o parte din recoltă, totul digital, totul prin dashboard-uri, interfațări, etc. Nu vreau să continui mai mult, este foarte interesant. Și cel mai important lucru în această chestie este data. Cum colectez data, data ownership, și este un change uriaș în business să devină aware, ei nu-și dau seama încă de acest data importance, și să schimbe procesele și metodologiile de lucrat cu datele, fiindcă datele nu capturează IT-ul,
IT-ul pune la dispoziția țeșteturilor, pentru a putea noi IT-ul să folosim toate uneltele, inclusiv artificial inteligență, să le livrăm at request, ceea ce au nevoie ca să ia decizii eficiente. Da, mulțumesc foarte mult. Chestiunea cu datele, chiar adică mi-ar face plăcere să ne expui realizările și proiectele pe care ai făcut la Syngenta, dar apropo de date, este adevărată mine de aur pentru toată lumea și cu atât mai mult cu cât începem să le colectăm, cu atât mai mult cu cât IoT-ul, iată, va produce, va genera o enormă cantitate de date, senzorizarea și ultrasenzorizarea. Probabil că monetizarea acestor date va fi un deziderat și trebuie să fie un deziderat pentru fiecare dintre noi, pentru că cu siguranță putem să avem decizii de business luate în consecință de cauză. De exemplu, o să știu și eu, o să chem să spui și mie unde îmi plantez și eu porumbul data viitoare. E foarte interesant, într-adevăr, să leagă... Evoluția e în CIO. Da, se leagă cu platforming-ul acela ca și arhitectura, ca și tehnologie. Avem în momentul ăsta acest concept de platform, data layer-ul este dedesubt și modul în care este published acest să zic, această platformă modulară, fie că se duce în website apps, fie că se duce în mobile apps pe telefon, fie că se duce în dashboard-uri de consumat în Power BI sau ce vreți, asta este alegere funcție de fiecare țară cum dorește, dar acest data lake cu tot stream-ul este behind și este accesibil ca și tehnologie proprietară în interiorul companiei. Cine consumă, cum consumă, cum interfațăm acest decizii de business. Ok, cum facem cu acest modern CIO, ceilalți colegi, să fim poligloți și să vorbim limbajul de business, limbajul celorlalte departamente? E un pic cam mult, adică și sales și... Pot să intru eu un pic, Iugo. Da. Da, eu mi-am notat niște chestii aici și sper, promit că termin cam în câteva minute. Apropo de cele două prezentări, eu zic că sunt de acord cu cel puțin 80% din ce s-a prezentat acolo, pentru cei care mă cunosc, 80% e un procent foarte mare, dacă sunt eu de acord cu el. Ce mi-a lipsit direct, Valentin, de la prezentarea ta, a fost componenta de timp și componenta financiară a inițiativelor, care cumva ar intra în distonanță cu rush făcut de COVID acum. Deci, asta spun, sunt de acord cu absolut tot ce ai spus tu, numai că dacă ne bazăm pe impulsul dat de actuala criză medicală, nu poți să vorbești cu cei din board de inițiative pentru 5 sau 10 ani, pentru că toți ar spune, nu știu dacă bazat pe ce, că până atunci COVID-ul nu o să mai existe ca urgență. Deci inițiativele care poți să le vinzi în ghilimele pentru COVID sunt inițiativele care le poți implementa în 1, 2, 3 ani. Tot ce trece dincolo, părerea mea este că nu mai poți să le vinzi ca inițiative ale COVID-ului. Evident poți să le vinzi și poți să fii un champion, exact cum spunea domnul Porter, legat de noile tehnologii și aplicabilitatea lor. Eu aș insista pe ideea că pentru fiecare nouă tehnologie pe care o prezinți la partenerii din board, trebuie să-i arăți și aplicabilitatea lor. Și pentru că domnul Porter ne-a dat sarcină să facem chestia asta, aș menționa aici că, dat fiind că nu poți să te duci și să întrebi la concurenții de pe piață cum au folosit ei acea tehnologie, pentru că o să ai probleme cu Competition Council, atunci intervine exact ce spunea tot dânsul, partenerul de tehnologie, care poate să vină și să mă ajute pe mine CIO să-mi spună, uite, o companie din zona ta de lucru, nu mă interesează numele și nici măcar poziționarea geografică, a folosit tehnologia asta în zona cutare. Și iată care au fost rezultatele. Acest tip de champion presenter pot să-l folosesc în discuția cu board-ul. Legat de concernurile, de îngrijorările CEO-urilor din UK și US că în 5 ani s-ar putea să nu mai poată să facă față concurenței, aici aș fi un pic cinic și aș spune că dacă ne uităm la durata medie de funcție a unui CEO în UK sau în USA, este undeva sub 5 ani. Deci probabil că faptul că peste 5 ani nu o să mai facă față
concurenții o să fie mai puțin important pentru ei decât cum să facă față în primii 5 ani. Da, mă rog, e corect. Legat de întrebarea, și mi-a plăcut întrebarea, care de pe chat, care este mai important, limbaj, viziune sau program? Și chiar mi s-a părut o întrebare foarte tare pentru toți. Eu votez pentru limbaj, pentru că până când, și aici sunt într-adevăr în linie și cu Valentin și cu Graham, legat de modul de a interacționa și de a explica în limbaj non-IT, eu n-am zice neapărat limbaj financiar sau limbaj juridic sau ceva, dar să nu fie IT, să explici avantajele unei tehnologii palpabile pentru un CFO, pentru un CEO și așa mai departe. Și atunci, din treimea sfântă, limbaj, viziune, program, eu aș zice că dacă nu rezolvăm cu limbajul, restul sunt povești. Pentru că viziunea n-o să apară și programul cu atât mai puțin, dacă n-ai convins pe oameni. Da, deci, da. Eu cam atât am avut de... Am vrut să punctez că a fost întrebarea, cred că a pus-o colegul nostru Dragoș Dincă, după cum se vede, din... Da. Nu e foarte clar, dar oricum, întrebarea și e foarte frumoasă, cât de important este stadiul de maturitate digitală al companiei față de cele trei elemente, adaptarea și ajustarea limbajului, adaptarea unor viziuni ferme și stabilirea unui program de dezvoltare al angajaților, care dintre cele trei elemente este mai important. Mai este o întrebare de la domnul Eugen Vijoli de la BNR, dacă vreți să discutăm puțin și de pregătirea MBA și antreprenorială a CIOs, cred că ar fi o idee bună. Laurențiu, îmi spuneai la un moment dat că este extrem de... Da, aș reveni un pic, scuză-mă, Iugo, aș reveni un pic la întrebarea apropo de la discuția de mai devreme legat de dacă IT-ul, IT manager, IT whatever, poziție trebuie să fie în centrul business-ului. Asta e o poveste veche, după părerea mea. Cred că am tot vorbit. Eu cred că, vrând nevrând, noi am fost tot timpul în centru business-ului. Ce n-am făcut? N-am acceptat această sarcină. În realitate, n-ai avut încotro, că ai avut un proiect, două, trei, n-ai avut încotro și a trebuit să discuți cu fiecare departament în parte, a trebuit să înțelegi fiecare parte a business-ului. În realitate, nu-i nimic nou în ceea ce facem. Nu e o noutate. Acum, singura noutate care e în plus în contextul ăsta COVID, este că, noutatea este că a ieșit în față, pe bune, lumea te vede, te vrea acolo. Trebuie să-i ajuți, n-au încotro. Ești singurul care, de fapt, înțelegi cu ce se mănâncă tehnologia, cum vrei tu să o numești. Ești singurul care acum e datoria ta să le explici cum trebuie pusă în practică și cum poate fi folosită. Evident, și acum revin la ce zicea Mircea, comunicarea e importantă, limbajul e foarte important. N-are sens să începi să vorbești despre, să vorbești în limbaj tehnic, fiindcă nu o să te înțeleagă și o să-ți ia foarte mult, trece COVID-ul până când implementezi ceva. Iar foarte important, apropo de inițiative urgente, în 2, 3, 5 ani, câți dintre voi nu aveți deja proiecte blocate sau oprite sau tărăgănate pentru că nu s-au înțeles sau că n-au fost urgente? Și aici pot da un exemplu, semnătura electronică. Nu e folosită. Noi avem legislație pe zona asta, cred că de ani de zile. Nimeni nu și-a bătut cap până acum. Asta e doar un exemplu. Sunt foarte multe situații de genul ăsta pe care acum e momentul să le împingeți. Acum e momentul când poți, într-adevăr, să faci schimbarea. Evident, restul de ce vorbeam mai devreme de inteligența artificială, astea sunt deja, e bomboana, e partea frumoasă a noastră, unde tu te bucuri de jucăriile astea, iar ei văd beneficiile. Ei, ca să nu vorbesc așa. Dar după părerea mea, momentul de față este cel mai bun moment pentru oameni din IT. Este momentul de glorie când putem face schimbarea de adevăratele. Rapid, aș putea să folosesc, putem uberiza companiile instant.
pentru că nu avem încotro. Și să vă dau un exemplu apropo de, de farma. De exemplu, la noi, până de curând, câteva luni în urmă, departamentul de IT global era sub departamentul financiar. De la 1 mai am fost scoși de acolo și am fost trecuți ca strategie importantă pentru servie. Digital Data and IS, în momentul de față, este direcție strategică. În numai câteva luni. Și cred că lucrul ăsta este valabil pentru toată lumea. Sunt convins că ați simțit-o, ați văzut-o, o trăiți zilnic. Cu siguranță, cel puțin zilele acelea de stare de urgență, am văzut multă lume plecând cu desktop-ele acasă și multe politici sau proiecte rămase undeva într-un însertare, dar chestiunea cu semnătura electronică e absolut fabuloasă, pentru că, deși într-adevăr există și legislație, deși unele companii, culmea, sunt chiar și în zona publică au adoptat, unii, sunt multe companii private care n-au adoptat și acum, pentru faptul că toată lumea stă acasă și un contract circulă nu cu curierul, nota bene pentru cei din curierat, se poate foarte bine realiza mult mai ușor prin... Uite, în fine, ceva de la domnul Daniel Gurea, colegul nostru. De ce trebuie o tehnologie emergentă sau nu prezentată către business și acceptată de aceștia? Aș prezenta mai degrabă oportunitățile create de tehnologie, return of investment, transformarea etc., exact cum a spus și Vali, dacă nu mă înșel, use case-urile. În termen exclusiv de business, businessului nu-i pasă de tehnologii, poate doar de elementul exotic din tehnologii, roboții, artificial intelligence. Recunosc pe Daniel. Vali, poate chiar poți să comentezi. Da, sceptic, da. Da, pe de altă parte e adevărat că, ok, lăsăm pe Vali, numai că nu strică să facem și un pic de educație. Deci rolul unui champion nu este numai să servească. Eu sunt primul care spune că fără ROI și fără elementele de transformare și avantajul pentru client, nu avem nicio șansă să câștigăm. Dar, pe de altă parte, nici nu e normal să fim ermetici și să nu spunem de tehnologii. Să spune numai dacă îmi dai 1000 de lei, rezolv, o să am un ROI de 2% sau o chestie de genul ăsta. Dar nu mă întreb acum. Mai e un lucru interesant. Rolul liderului IT în a challenge-ui provocările dinspre business. Vă dau un exemplu. La una din discuții vine business și spune la dacă la fiecare al patrulea fir însămânțat punem un robot cu senzor, cu bla bla. Anumite tehnologii sunt atât de emergente și atât de not reliable acum și atât de lipsite de maturitate, o să vă uitați că în spatele lor sunt foarte multe startup-uri, încât tu, ca și IT, poți să vii cu un răspuns foarte logic și rezonabil dacă cunoști area de business și limbajul lor, în care să le spui dacă doriți să faceți diferența în acei senzori pentru a vinde un produs premium la un preț premium, de ce nu dați 4 saci de semințe la produs convențional ca să câștigați market share și, pe urmă, ridicați la produs de premium fără să mai ne ducem într-o zonă în care tehnologia, în momentul ăsta, nu va duce cu adevărat un serviciu. Deci există și the other way around, când chiar nu are rost să jump in într-un vis. Am vrut să menționez că de multe ori CEO sau ceva vin și spun am auzit eu de tehnologia cu tare, am un prieten care a folosit tehnologia aia și și-a electrificat toată casa, hai să o folosim și noi la nivel, cum să spun, industrial. Și atunci e foarte greu să parezi o chestie de genul ăsta. Stai un pic, că nu e același lucru, că una este să folosești acasă, altele sunt cerințele, licențele și fiabilitatea unei tehnologii de folosit la nivel industrial. E tot din ciclu, am auzit eu de ceva, fă-o repede că mi-a zis un prieten că o să se întâmple bine. Și ești chiar pus într-o situație de defensivă atunci. Nici o problemă, mă bucur că discuțiile sunt efervescente pe aceste idei. Domnului Daniel Gruia pot doar să îi spun că nu știu, n-am fost eu probabil suficient de clar în ceea ce am spus. Exact asta încercam să recomandăm împreună cu IDC, ca aceste tehnologii emergente să nu reprezinte principalul mod de interacțiune, ci use case-uri puse într-un orizont de timp
care să fie aprobabil, apropo de ce discutam, ce ridicase Mircea mai devreme, cele care au un impact rapid, nu sunt atât de complexe și pot reprezenta o schimbare în cultura organizatorică, poate la un departament, da? Sunt cele care sunt cele mai pretabile. Și pornind de la outcome-ul acestor use case-uri, prezentat ca și KPI-uri de business, are evident cel mai mare... poate reprezenta succesul, da? În niciun caz discuție despre tehnologie, dar evident, pentru cei care au un apetit de a cunoaște, aceea trebuie apropiați, aceea trebuie să reprezinte sponsorii, aceea trebuie să reprezinte prietenii care ne vor ajuta să extindem discuția la din punct de vedere al tehnologiei. Și ca să închei, din partea mea, apropo de întrebarea ce este cel mai important, și eu cred că limbajul este primul care trebuie ajustat. Sunt convins că putem ajuta din punctul ăsta de vedere. Sunt iarăși convins că prin această schimbare de limbaj putem determina schimbarea în cultură sau rezistența la schimbare. Da? Pentru că mult mai ușor va trece o discuție în termen pe care toată lumea îi înțelege. Da? De multe ori încercăm și noi să facem paralele, să desenăm, nu știu, ca un teren de fotbal. Da? Pentru că la fotbal sunt din generația care spune că la fotbal se pricepe toată lumea. Și încercăm să spunem care merge pe stânga, care centrează, care dă cu capul, ce facem dacă ratăm, cum ne repliem și așa mai departe. Tocmai ca să aducem toată lumea pe un teren pe care ne este foarte ușor să desenăm lucruri și să ne punem în perspectivă. Evident, dacă pronunț într-o discuție, într-o ședință, câțiva termeni pe care nu înțelege jumate din audiență, nu mai am nicio șansă să merg mai departe. Nu te auzim, Hugo. Da. A mai fost o întrebare de la Gigi Criscu, colegul meu din asociație, de la ISACA, apropo de poziția de rolul de Seagate, certificarea Seagate, și, mă rog, care bate în principiu către guvernanța IT, care e clar că trebuie să existe și care trebuie să fie o realitate. Ok, o ultima idee către toată lumea, deci eu plec de aici cu foarte multe, cum să spun, foarte multe idei apropo de tehnologiile emergente. Mi-aș plăcut, de exemplu, Mircea să-mi spună cum reușește el să pareze, fiind o organizație foarte puternică și poate una cele mai importante din România, cel puțin sigur din sistemul energetic național, pareze, să spunem așa, tot soiul de inițiative, așa cum am menționat-o pe cea dinainte, pentru că nu e ușor să-ți vină un membru parte al board-ului și să propună o tehnologie care funcționează, iată, undeva. Dar, again, aș vrea un summary, să spunem așa, foarte de la fiecare. Până la urmă, tehnologiile emergente, înțeleg că trebuie să le traducem către business, până la urmă este și rolul nostru să fim campioni. Trebuie să mergem cu aceste use case-uri, din nou, este un mesaj pe care l-am dat în permanență, vorbit în termen de return of investment, în termen de value added, de profitabilitate până la urmă, care se ia în calcul tot ce înseamnă totul cost of ownership și pentru o tehnologie sau pentru un proiect, până la urmă nu aducem o tehnologie doar de dragul de a aduce, ci de a acoperi o nevoie. Trebuie să vorbim foarte multe limbi, iată, nu mai e suficient doar așa numita de business, trebuie să înțelegem sales, trebuie să înțelegem în detaliu, pare cam orice. De la Vali vreau un ultim gând pentru CIOs și de la colegii mei, again, un flavor despre tehnologiile emergente, așa 30 de secunde, cum ne pot ajuta, dacă ne pot ajuta și cum le putem implementa.
anybody. Pot începe eu, te rog. Dacă tot nu. Apropo de asta, cred că e foarte important ca noi să ne reinventăm și să încercăm să reinventăm procesele. Știi, de-a lungul timpului ai tendința să zici am implementat ceva, nu contează ce. E bine, trecem la următorul. Ce uităm este că tehnologiile se schimbă foarte rapid și mă întorc la ce spuneam mai devreme, suntem singurii care putem înțelege că se schimbă, suntem singurii care putem vedea ce aduce nou următoarea versiune, următoarea tehnologie. Suntem singurii care putem reinventa și schimba procesele interne. Exagerez acum, singurii, nu suntem noi cei mai deștepți, nu asta vreau să spun. Dar, e, dacă vrei să o pun altfel, e datoria noastră să ne uităm din nou, să vedem ce am făcut, ce se poate schimba, ce putem folosi din ce e nou. Mai mult, aș merge și aș spune, te uiți în piață și vezi ce fac alții, dacă poate nu-ți vine nicio idee, ci copiezi. Avem N exemple, au apărut chatbot, au apărut boții, ce faci cu ei? Habar n-am, te gândești și vezi ce, unde se aplică pe procesele tale. Și construiești un caz. Ideea este că nu trebuie să stai locului niciodată. Pentru că ajungi să nu mai poți comanda taxiul altfel decât prin aplicație. Ca să fac o paralelă. Da, mulțumesc frumos. Industria farma ar trebui să fie unul dintre cei care împing tot ce înseamnă tehnologiile emergente și măcar în zona de IoT și Artificial Intelligence, chiar acolo sunt foarte multe aplicabilități deja. Bun, eu Dragoș, cum... Zi, Mircea. Eu vreau să punctez o singură chestie și închid din punctul meu de vedere. De ani de zile, tehnologia și IT-ul a fost împins pe ideea că este un commodity și că este echivalent cu cartofii pe care putem cumpăra din piață, de la orice piață, fie în India sau în China sau în altă parte. Noile tehnologii și crizele de tip COVID care au apărut ne dau șansa să prezentăm tehnologia ca un diferențiator important. Și aici cred că toată lumea a spus acest lucru. Tehnologia te face diferențiator. Nu discutăm acum de cât de ieftin este un laptop, fie Dell sau altceva, față de un desktop. Aia este commodity și va rămâne commodity. Dar tehnologiile de care vorbim aici sunt într-adevăr diferențiatori și poate să însemne viață sau moarte pentru o companie pe termen chiar mediu, nu neapărat lung. Asta e tot ce am zis. Și ca să închei și eu, aș insista pe ce am zis mai devreme cu driftul. Cred că e de datorie fiecărui CIO să îmbrățiseze o temă pe care simte el că poate să creeze acest drift în industria în care lucreze, să insiste pe ea, chit că se va întâmpla într-un an, doi, trei. De exemplu, eu tot bat la Pampio de vreo 3 ani de e-commerce în agricultor. Și toată lumea mi-a zis, nu se pot trimite produse chimice din cauza regulilor speciale. Ba da, unele se pot. Nu se pot trimite seeds-uri să le cumpere cineva online. Nici o problemă, le faci întâi pe portalul de distribuție. Ideea că în timp lumea a ajuns să accepte că da, este ceva natural și trebuie să facem, etc. Deci schimbarea vine de la noi, cum zicea și Laurențiu. Tehnologia e importantă, cum spunea și Mircea, dar părerea mea e bine să fim și un pic focusați regardless pachetul de chestii, un lucru care ne simțim noi, că rezonăm și ne simțim aproape, ar fi bine să insistăm, fiindcă lucrul ăsta chiar se întâmplă și se schimbă mentalitățile celor din jur. Spune-le colegilor tăi că e-commerce-ul crește cam cu 25% anual și noi curieri odată cu el. Fericit, da. Vă încurajez să dezvoltați acest portal. Interesant să vorbești atât de secular precum agribusiness de ceva care deja este normalitate de 10-15 ani. Se va că a vorbit foarte scurt de semnătura electronică pentru că mănâncă din business. Da. O să abordăm, să știți, semnătura electronică ca și temă la un viitor webinar, pentru că chiar a rămas deschis. Poate apare un pink slip la tine dacă vorbești. Bravo. Da. Vali? Bun. În primul rând, mulțumesc mult pentru oportunitatea de a petrece astăzi 2 ore împreună și de a schimba idei.
Ca un ultim cuvânt din partea mea, sunt un tătic tânăr, respectiv de, și știu că nu sunt singur în clubul ăsta, și învăț în fiecare zi ceea ce mi s-a tot spus și, din nou, trebuie să îmi asum și să învăț că atributul cheie al generației ăsteia care vine va fi adaptabilitatea. Deci e mai puțin important ce va ști, foarte important va fi să poată fi adaptabil la tot ce, se întâmplă. Și cred că dacă mutăm cumva și facem o paralelă la discuția de astăzi, cred că e de datoria fiecăruia dintre noi ca lider să cultivăm în interiorul organizațiilor noastre, fie as a whole, fie în interiorul departamentelor, așa, ideea de să cunim o idee de deschidere, o idee de deschidere și deschidere spre schimbare și acceptarea lucrurilor noi care vin, pentru că nu avem nicio altă șansă, da? Mai ales noi din generația noastră, să acceptăm colaborarea, da? În special cu generația tânără, în special cu cei care, cum spunea Graham, sunt nativi și pentru ei totul este absolut natural. Noi suntem problema, noi suntem obstacol. Da? Și iarăși, noi am fost educați într-un spirit că nu e bine să greșim. Și este exact în contrapartidă cu toată filozofia actuală și a generației actuale, și cu cât înțeleg mai mult asta, cu atât îmi dau seama cât de bine este să greșești și cât de bine este să înveți din greșele. Așa că, apropo de ce spuneam de fail fast and then succeed, cred că este cheie pentru progresul fiecăruia dintre noi în organizațiile din care facem parte. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, Vali! Îmi pare rău că a plecat Graham, dar mi-a plăcut linia lui și ideea lui apropo de construcția unui native environment, până la urmă, pentru că tehnologiile sunt native, par să fie native aceste tehnologii emergente, pentru că, într-adevăr, copiii de 2 ani în momentul de față privesc toate tabletele ca pe absolut... le mânuiesc cu o dexteritate senzațională, lucru care nici măcar noi, poate adulții, nu reușim. Mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc foarte mult Dell Technologies, mulțumesc foarte mult colegilor din CIO Council. A fost, după mine, după amiază, foarte reușită. Mulțumesc tuturor și ne vedem săptămâna viitoare, unde o să avem o temă în zona de cyber security, pentru că nu e așa, și colegul Graham a punctat-o și Dell, de altfel, a punctat-o ca fiind un subiect pe interesul colegilor din CIO. Mulțumesc foarte mult tuturor. Regia, nu știu ce trebuie să fac mai departe, dar contez pe voi. Cred că există un buton care zice leave. Dar putea să ne-a. Ok. La revedere. Mulțumim. La revedere. La revedere.